Bună ziua tuturor! Acest videoclip este etalare în iubire. Să vedem cum stați cu iubirea. Avem trei variante. Varianta numărul 1 căpșună, varianta numărul 2 pară și varianta numărul 3 strugure. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine sau să le ascultați pe toate cele trei și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Sper că v-ați hotărât. Dacă nu v-ați hotărât, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu, între timp, voi începe cu prima variantă și anume căpșuna. Să vedem. Situația conexiunii dintre voi doi. Hai să vedem. Situația conexiunii dintre voi doi pentru cei care ați ales căpșuna. Din câte văd aici, nu este o conexiune prea bună. Aș putea spune că voi, cei care vă vedeți acest videoclip, suferiți destul de mult după persoana respectivă sau persoana respectivă v-a întristat destul de mult. Mulți dintre voi vă doriți o reîntoarcere a acestei persoane, doar că în acest moment această persoană nu are de gând să se reîntoarcă. Chiar dacă s-ar reîntoarce, n-ați face altceva decât să vă certați. Oricum, în momentul reîntoarcerii este un moment la când nu vă așteptați. E o întoarcere imprevizibilă, ca să zic așa. De reîntors la un moment dat această persoană, da, se reîntoarce, dar e într-un moment în care nu vă mai așteptați și este într-un moment în care poate deja v-ați vindecat de această persoană și vă dați seama că nu vă mai doriți această persoană în viața voastră. Aici putem vorbi despre persoane din zodia Gemeni, Pești, Balanță. Zodii Cornute, Berbec, Taur, Capricorn, Fecioară. Pentru unii dintre voi este posibil să fie destul de importantă cifra 2, cifra 3, cifra 1. Cumva voi ați fost destul de dezamăgiți de această persoană, însă, așa cum am spus, vă doriți o reîntoarcere și aveți impresia că dacă această persoană se reîntoarce, lucrurile vor merge în direcția bună. O să vedem pe parcurs, dar în acest moment nu se vede așa ceva. Aș putea să spun că în acest moment această persoană nu își dorește reîntoarcerea la voi în cazul în care v-ați separat, iar în cazul în care nu v-ați separat încă, urmează să vă separați, pentru că lucrurile, din ce se vede, nu merg bine între voi. Bun, să mergem mai departe, să vedem încotro se va îndrepta această conexiune, încotro se va îndrepta pentru cei de la Bun, veți trece printr-o perioadă în care veți sta separați. Este o perioadă poate un pic mai lungă. Un nou început între voi va fi, dar dacă este o relație de trio, să nu vă imaginați că se schimbă ceva. Pentru că nu pentru toți este o relație de trio, dar pentru acolo unde este. Sau dacă această persoană ascultă de mamă, soră sau mai știu eu cine, asta nu înseamnă că se schimbă lucrurile, nu înseamnă că în momentul reîntoarcerii la voi nu va mai asculta de persoana respectivă. Din câte văd aici, este în acest moment, este o situație sau o relație care este destul de anevoioasă, este o relație destul de greoaie, este o relație cu împăcări și despărțiri. Foarte multe sentimente nu văd, orgolii în schimb sunt foarte multe. Orgoliu, egoism,
Este, nu este problemă. Și cumva în această relație aș putea să zic că fiecare dintre voi cumva vreți să vă demonstrați că celălalt se întoarce la voi. Adică voi vreți să demonstrați că cealaltă persoană are nevoie de voi și se întoarce la voi. Cealaltă persoană la fel vrea să demonstreze că voi aveți nevoie de el sau de ea și vă întoarceți. Sunt niște orgolii reciproce care până la urmă nu vor duce nicăieri. Dar asta e problema fiecăruia dintre voi. Bun, să trecem mai departe. Gânduri, sentimente, acțiuni. Hai să vedem gândurile persoanei la care voi vă gândiți. Gândurile persoanei la care voi vă gândiți. Când eu v-am spus că această relație nu este una cum trebuie, probabil că v-ați supărat pe mine sau că vă dau doar vești negative. Doar că n-am de unde să vă dau vești pozitive, pentru că aici văd că este o toxicitate destul de clară, pe care poate vreți să o vedeți sau poate nu vreți să o vedeți, pentru că văd că mulți sau multe dintre voi nu vreți să vedeți acest lucru. Unii dintre voi este posibil să aveți impresia că această persoană vă este trimisă de divinitate, că voi iubiți această persoană sau că această persoană vă iubește pe voi. Da, simțiți oarecare legătură față de această persoană, dar n-aș putea să spun că este o iubire imensă. Că este o atracție fizică, da, se poate întâmpla, dar o iubire nu. Așa cum am spus, această persoană posibil să fie vorba despre persoană de altă religie, altă naționalitate sau să vă despartă foarte mulți factori, da? Poate chiar și distanța să fie între voi. Exact ce spuneam, această persoană la un moment dat se va reîntoarce cumva la voi în 8 puncte. 8 puncte pot să fie 8 ore de când vedeți acest videoclip, 8 zile, 8 săptămâni sau 8 luni de zile la voi aici. Clar, mergem și până la 8 luni de zile. Problema este că văd că există destul de multe trădări, există destul de multe înșelăciuni, într-un fel sau altul, da? De orice natură și de orice fel, nu e că vorbim doar despre faptul că v-a înșelat cu altă persoană, da? Putem vorbi și despre înșelăciune la bani și despre faptul că v-a mințit că ține la voi sau ceva de acest gen. Da, deci pot fi orice fel de înșelăciuni și trădări. Dacă această persoană n-a plecat încă de lângă voi, va pleca foarte curând, cumva într-un moment în care voi nici nu vă așteptați, posibil voi să vă spună, mă duc să cumpăr o pâine și nu se mai întoarce. Da? Ceva de acest gen. Asta în cazul în care n-a plecat deja. Sau dacă comunicați, dacă nu locuiți împreună și doar comunicați, dintr-o dată să nu mai comunice și să nu înțelegeți motivul. V-am spus, nu vă faceți probleme. Această persoană oricum se va reîntoarce la un moment dat, doar că gândiți-vă că această relație este una destul de toxică. Este o relație care nu va duce nicăieri. Vor fi finaluri și începuturi în permanență, dar nu văd nimic care să conducă la un final fericit al acestei relații. Ca și gânduri, dacă această persoană se gândește la voi, da, se gândește, dar nu are gânduri foarte clare, nu are gânduri serioase, adică, da, se gândește, v-a cunoscut, ok, e ca și cum cunoște orice altă persoană, nu ceva special. Ca și sentimente, exact ce vă spuneam, are sentimente, dar ca și o atracție fizică, nici de cum, nu, să nu vă imaginați că această persoană, cumva voi sunteți o greutate pentru această persoană, simte o greutate în sensul că această persoană când este cu voi e ca și cum fuge de ceva, e ca și cum se ascunde de ceva și se teme să nu fie prins și se teme să nu cineva să vadă, să afle, să știe, să ceva de genul. Deci nu are acel sentiment că aparține locului respectiv lângă voi. Ca și acțiuni, v-am spus, va face pași spre voi, va veni spre voi cu o împăcare, cu un nou început,
dar este un nou început, destul de ambigu, destul de neclar, un nou început din care nu veți înțelege mare lucru și care se va termina din nou foarte rapid. Să mergem mai departe, să vedem blocaje în relație, care sunt blocajele în relația cu această persoană. Blocajele cu această persoană la care v-ați gândit voi, căpșuna roșie. Blocajele cu această persoană. Blocajele sunt unele destul de clare, în sensul că această persoană are o altă familie, o altă relație sau chiar să depindă foarte mult de părinți. Acum depinde de la caz la caz. Cert este că nu-și dorește să plece din situația respectivă din cauza că posibil să fi fost amenințată, șantajată, cum vreți voi să-i spuneți, de faptul că dacă va pleca din relația respectivă sau din casa respectivă, va rămâne fără parte financiară. Și cumva acest lucru îl sau o ține acolo pe loc. Singurul lucru pe care îl face este că de fiecare dată, indiferent că alături de voi sau alături de altă persoană, se furișează și merge la persoana respectivă. Nu, dar asta nu înseamnă. La un moment dat va trebui să facă o alegere, dar hai să vedem alegerea pe care o va face, în ce direcție se îndreaptă alegerea pe care o va face. În ce direcție se îndreaptă alegerea pe care o va face. Din câte se pare, își va alege familia. Da? Deci, de asta vă zic, nu vă faceți prea multe speranțe. Hai să vedem la ce vă puteți să vă mai așteptați de la această relație. La ce vă mai puteți aștepta de la această relație. Da, din nou, aceleași cărți, ca să spun așa, în sensul că aceleași cărți care îmi indică că nu vă puteți aștepta la nimic pozitiv, ci doar la faptul că vine la voi pe ascuns, vine, pleacă, dar vine doar în momentele în care dorește, când vrea, nu vine când, și când vreți voi, doar în momentele pe care le consideră el sau ea oportun. Bun, cam astea au fost informațiile pentru cei de la căpșună. Și voi merge la varianta numărul 2, par. Hai să vedem situația actuală a conexiunii voastre. Pentru cei de la par. Situația actuală a conexiunii voastre. Aici, posibil ca în această perioadă, această persoană să fi făcut o alegere. Sau chiar zilele acestea să ia o decizie în privința asta, să facă o alegere între voi și o altă persoană. Da, situația este destul de clară, ca să zic așa. Hai să vedem dacă avem și ceva zodii mai clare.
În primul rând, văd că avem zodii cornute. Avem zodia berbec, taur, capricorn. Mai avem și zodia balanță, vărsător, săgetător. Cifra 20, dacă vă spune ceva. Bun. Această persoană, așa cum spuneam, a făcut o alegere. A ales, și-a ales familia, și-a ales soția, pentru că aici vorbim despre o situație în care această persoană este căsătorită sau cel puțin are o relație destul de stabilă cu altcineva, poate, sau poate cu voi. Voi știți situația în care vă aflați. Cert este că această persoană a luat această decizie, ca să zic așa, cu ochii închiși. Nu s-a gândit la ce urmează, s-a gândit că totul va fi bine, însă, din păcate, această persoană a rămas destul de dezamăgită. Poate că acum vă aflați, acum voi vă știți situația și încercați să o adaptați la situația voastră. În sensul că dacă această persoană încă nu a făcut o alegere, o va face. Dacă a făcut deja această alegere, atunci vă gândiți la ce voi spune pe mai departe. Da? Bun. Deci, așa cum am spus, această persoană și-a ales familia, și-a ales soția, și-a ales persoana cu care a avut o stabilitate, chiar dacă au fost sau nu căsătoriți, sau sunt sau nu căsătoriți încă. Însă, regretă acest pas, a rămas destul de dezamăgită de situație, pentru că lucrurile nu au mers în direcția pe care și-a dorit-o. Probabil în acest moment este într-o situație de stagnare sau urmează să fie această situație de stagnare în care gândește destul de mult lucrurile ce să facă pe mai departe, dacă să se reîntoarcă la voi sau nu. Pentru că, din câte văd aici, regretă destul de mult faptul că v-a părăsit, faptul că a făcut alegerea pe care a făcut-o. Voi va trebui doar să aveți răbdare, pentru că această persoană se va reîntoarce la voi. Adică își va părăsi familia, soția sau ce are și se va reîntoarce la voi. Iar finalul va fi, din câte văd aici, unul fericit pentru voi, cei care sunteți cea de-a treia persoană. Bun, să trecem mai departe. Hai să vedem gândurile persoanei la care voi v-ați gândit. Gândurile persoanei la care voi v-ați gândit. Această persoană văd că e destul de îngândurată. Sentimentele persoanei la care voi v-ați gândit. Sentimentele persoanei la care voi v-ați gândit. Și acțiunile persoanei la care voi v-ați gândit. Hai să vedem acțiunile persoanei. Bun, așa cum am spus, gândurile acestei persoane sunt destul de neclare în acest moment. Poate că este în acel moment de, care vi le spuneam mai înainte, că e în acel moment de stagnare, în care nu știe ce să facă, nu știe cum să procedeze pe mai departe și așa mai departe. Și are o stare din asta nu tocmai drăguță. De gândit la voi se gândește, doar că v-am spus, în acest moment nu știe ce să facă. După care, ca și sentimente, dar are sentimente pentru voi, își dorește o reîntoarcere la voi. Aș putea să spun acum că este cu gândul destul de mult la voi și își simte că nu are putere, se simte deznădăjduit, se simte rău din
faptul că v-a trădat, că poate v-a mințit, că poate v-a înșelat, că nu știu ce a fost în funcție de ceea ce s-a întâmplat, da? Și suferă destul de mult pe tema asta. Țineți cont că este o persoană care are anumite vicii, dar în același timp este și genul de persoană care nu vă poate uita. Adică sunteți voi, mai bine zis, sunteți genul de persoană pe care nu o poate uita și se gândește destul de mult la voi. Voi este posibil să aveți intuiție și sau poate chiar să fi avut vise în legătură cu această persoană, cu o reîntoarcere sau cu ceea ce vrea să vă spună cu adevărat și poate nu v-a spus până în acest moment. Dar da, de reîntors la voi se va reîntoarce. Bun, să trecem mai departe. Să vedem la ce să vă așteptați de la această persoană pe viitor. Hai să vedem la ce să vă așteptați de la această persoană pe viitor. La ce să vă așteptați de la această persoană pe viitor. La ce să vă așteptați de la această persoană pe viitor. Bun, din câte văd, această persoană o să vă facă un mesaj înainte de a se reîntoarce la voi. Va veni la voi și vă va mărturisi absolut tot ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și așa mai departe. Această persoană pe voi vă vede ca persoane iubitoare, sensibile, empatice, calme, persoane alături de care își poate construi viața pe mai departe sau vă consideră genul de persoană pe care și-a dorit-o întreaga viață și pe care abia acum, în acest moment, a găsit-o. Deci, lucrurile în legătură cu această persoană vor merge în direcția bună, doar că trebuie să aveți răbdare și să luați totul pas cu pas. Să mergem mai departe pentru cei care ați ales varianta numărul 3, strugurele. Hai să vedem situația actuală a conexiunii voastre. Situația actuală a conexiunii voastre. Situația actuală a conexiunii voastre. Bun, aici posibil ca voi să fiți cele care ați plecat din relație sau să vă gândiți la o plecare din relație. Bun, din câte văd aici vă gândiți la o plecare. Cineva se gândește la o plecare sau deja această plecare a și avut loc, dar cert este că aici văd că vorbim despre o situație în care poate voi ați fost căsătoriți sau ați avut o relație destul de stabilă din punctul meu de vedere. Nu cred că a fost o relație întâmplătoare sau că a fost o relație începută de o lună sau poate chiar de jumătate de an. Nu, cred că este o relație destul de veche, în sensul că chiar dacă ați fost sau nu soția acestei persoane, și să zicem chiar dacă ați fost amanta acestei persoane, această persoană v-a considerat ca pe o a doua soție, ceva de acest gen. A fost o, din câte văd, a fost o relație destul de profundă. A fost o relație în care voi ați pus niște baze. Sau poate chiar ați locuit împreună și cumva ați făcut, ați construit anumite lucruri, v-ați gândit să faceți ceva pe plan financiar. Deci văd că aici este o bază destul de solidă. Nu văd să fie ceva întâmplător sau ceva care s-a născut ieri, da? Văd că au fost și minciuni, au fost și înșelăciuni, au fost și trădări. Această persoană
a plecat și s-a reîntors la voi, dar voi cumva ați refuzat această persoană pentru o reîntoarcere, dar asta nu înseamnă că această persoană nu-și dorește să se reîntoarcă din nou la voi. E clar că nu mai aveți încredere în această persoană, iar această persoană în acest moment se simte destul de rău, simte, cum să zic, dacă înainte era o persoană care nu avea stabilitate financiară sau avea bani, dar nu știa pe ce îi cheltuie sau nu știu, ceva legat de acest gen, alături de voi a avut acea stabilitate, a avut acele lucruri de care a avut nevoie oricând, la orice oră. Pe când acum, din nou fără voi, la fel, cheltuie banii, nu știe când, cum, cu cine și de ce, și e clar că nu se simte confortabil în această situație pentru că îi lipsește acea stabilitate și cumva pentru această persoană este o întreagă greutate. E greutate pentru că nu-i tot una să ai în fiecare zi bani în buzunar, chiar dacă sunt puțini, sau să ai, să zicem, o dată sau de două ori pe lună, da? Bani în buzunar. Adică e clar că se simte destul de împovărat, se simte destul de... poate chiar a intrat și în datorii și e clar, nu se simte tocmai confortabil. Tocmai din acest motiv, această persoană își dorește să vină din nou la voi. Doar că voi știți și cunoașteți această persoană și este posibil să refuzați din nou această persoană. Hai să vedem ca și zodii. Ce zodii avem aici? În primul rând avem zodia Fecioară, Balanță, zodia Pești, Scorpion, Rac, Leu și zodii de Pământ. Da, exact ce spuneam, același lucru îmi spun și cărțile de zodii. Ok, să trecem mai departe la gânduri, sentimente, acțiuni. Hai să vedem gândurile acestei persoane la care voi v-ați gândit. Hai să vedem gândurile persoanei. Are destul de multe gânduri, dar destul de haotice. Să vedem dacă și le pune și în ordine. Un pic mai greu, dar... sentimentele acestei persoane față de voi. Sentimentele acestei persoane față de voi. Și acțiunile acestei persoane față de voi. Da, v-am spus că această persoană e problema că e problemă materială în primul rând. Bun, ca și gânduri, da, are gânduri, se gândește la voi doar că zice, a, îți departe de ea sau de el, poți să mai trădezi odată că nu se vede, nu se știe, da? Chiar dacă are gânduri spre voi, asta nu înseamnă că nu mai caută alinare și în altă direcție. Pe lângă asta, este conștientă că dacă vine la voi, trebuie să vă spună absolut tot și cumva încearcă să evite, să omită aceste lucruri. Ca și sentimente, aș putea să spun aici destul de clar că v-am spus, este problema de mai mult de parte financiară, în rest aș putea spune că este doar vorba de codependență. Această persoană a creat această dependență și voi să depindeți de el sau de ea și invers. Da? Nu prea... sunt sentimente, dar nu în așa măsură. Nu într-o măsură foarte mare. Aș putea să spun că mai mare e dependența decât sentimentele. Ca și acțiuni, da, va face acțiuni, doar că fiți foarte atent sau atentă că, exact ce vă spuneam, această persoană, chiar dacă se reîntoarce la voi, asta nu înseamnă că renunță la o altă persoană din viața sa.
exact cum am și început etalarea, această persoană a avut în permanență două persoane în viața sa și la fel va merge și pe mai departe. Acum depinde de voi dacă vă doriți acest lucru sau nu. Să vedem blocajele dintre voi doi. Hai să vedem blocajele, ce blocaje sunt între voi doi. De la cei de la varianta numărul 3, varianta structurile, ce blocaje sunt. Blocajele sunt destul de clare. Această persoană a avut o karmă în viața sa pe care tot a amânat să o ducă la bun sfârșit. Însă acum cumva lucrurile se vor așeza în sensul că universul va veni obligat, forțat și va trebui să facă anumite schimbări. Dacă nu va face aceste schimbări, bineînțeles că va avea destul de mult de suferit și până la urmă vrând nevrând tot le va face. Dar mai durează. E problema de karmă pe care trebuie să și-o plătească pentru ceea ce a făcut. Bun. La ce să vă așteptați pe mai departe de la această persoană? La ce să vă așteptați pe mai departe de la această persoană? La ce să vă așteptați pe mai departe de la această persoană? Să vă așteptați la aceleași lucruri care au fost și până acum, la fel, o reîntoarcere, o plecare, iarăși o reîntoarcere, iarăși o plecare, dar și destul de multă codependență pe care o creează această persoană cu voi. Această persoană în viața voastră este nici nu te iau, nici nu te las. Aici voi sunteți cei cele care va trebui să decideți ce faceți pe mai departe. Eu cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!